conta câtă ordine era sau cât zel se punea în laude. Niciunul dintre orașe nu a avut o viață atât de lungă precum Dodge City. S-a încercat dărâmarea reputației lui, ca loc în care cei ce mânau cirezile puteau scoate un profit bun și unde cowboyii se puteau distra, dar nu s-a reușit. Dodge City și-a început existența cu câțiva ani înainte de primul mare transport de vite din 1876. El s-a dezvoltat lângă fortul Dodge, când cârciumarii au deschis pentru soldații însetați stabilimente, chiar la marginea rezervației militare. Apoi s-a dezvoltat exploziv ca centru de transport al pieilor de bizon, când i s-a stabilit și reputația de oraș crud, spunându-se că 24 de oameni au fost uciși într-un singur an. Totuși, proprietarii de cirezi ce au ajuns în Dodge City au recunoscut meritul său de a oferi afaceri bune cu prețuri scăzute. Când au început să vină cirezile cu texani ca escortă, cârciumarii nu au ridicat prețurile, iar Long Branch Saloon chiar oferea mâncare gratis de Thanksgiving Day, adică de ziua recunoștinței. De asemenea, același local a pierdut favorurile a trei doamne angajate ca și cântărețe. Ele atrăgeau multă lume și deci activitate, așa că A.B. Webster, care conducea localul rival, numit Old House, l-a convins pe prietenul său, primarul Lawrence Dagger, să le arunce în închisoare, ceea ce a permis localului lui Webster, care nu avea fete, să ia avans în competiție. This year, aha!